Du-te la locul. Ce dor mi era să vin la Academia de Vapat aici, cu fanii de la Ștefan Tă Producționes. Poți să stai mai cu ea. Du-te să văd de Salutare, Ștefan sunt! Salut, Coco sunt! Hei, bine v-am regăsit într-un nou episod al... Ce dor mi-a fost la tine, frate! Te pup pe chirie! Așa, al Academiei de Vapat. În episodul de astăzi ne călcăm pe suflet. Suflet. Ne călcăm pe mândrie. Ie. Și pe ie. Ie. Și pe căciulă. A. Și facem reveu. Eu. Prezentat. Da? Calibr G. Nici nu mă așteptam. Poate din cauza asta e un Calibr G aici și da, pe masă. Exact. E bine, dragilor, fiți atenți. Gogo ne va spune cât costă. UVL Calibr G costă 149,90 pe site-ul www.spunchimania.ro. Coincidental, de acolo îl avem. De pe smuc. Da, se întâmplă. Se întâmplă. Deci, nu cred că e vreo coincidență. Specificații, te rog frumos, citește în baterie. Specificații. Bateria are 690 de miliampere. Da. 690 de miliamperi. Da. Diametru. Nu e regulat. Nu e regulat. De cât știe. Nici diametru nu prea e chiar nu diametru. Prea. E... Așa, da. Aria secțiunii. Lățime cu nu știu ce, 2 ml de lichid. Da? Da, da. USB-C foarte important de notat. Are micro la camera. USB, mi se spune aici. Nu, are la camera mică. Calibr G? Vorbim de aceeași? Vorbim de Calibr G, da? Da, da, da. Stai liniștit. USB-C, buton sau full auto. Sau full auto. Vine cu cartușelele astea. Lelelele. Da. Și cu două rezistențe de 0.8. Încărcare se face prin partea de... De sus. Îi faci uite așa. Exact. Așa și pui pe, la, pe unde e roșu. Pe unde e roșu. Pui cu... Da. E mic sau mare? Dă să văd și eu țucumfu. Da. Stai. E un țucumf potrivit. Nici mai nimic. Și observ aici, interesant, are încă o gaură ca să iasă aerul. Pentru că, după cum bine știm, când lichidul intră, ceva trebuie să iasă. Da. Și nu tot lichidul de preferat. Nu tot lichidul. Asta a fost prezentarea. Apeși pe buton, butonul chamfered. Frumos. Adică teșit. Băi, e frumos. Băi, e frumos. Arată simte bine. De asta vinde așa. Se simte bine, da. Da. Nu cred că de asta se vinde, că nu pune mâna da, nimeni. Da, e frumos. Da? Da. Se vinde că e frumos. Știi de ce? Bine, i s-a dus vorba. Pe cutie? Păi de asta. Poți să vezi cât lichid ai în el pe lateral. Pe cutie arată într-un fel, dar el în realitate mi se pare că arată mai bine. Mm-hmm. Mm. Am tras o dată pe auto. Ok. Cu buton. Am observat o chestie. Față de alte chestii cu buton și auto, la ăsta e cam la fel. Da. Mm-hmm. Poți să tragi super încet și ok. Nu e prea aerat. Ok, mi-am făcut o părere bună despre aromă, despre tărie. Ai 6 mg meu care se simte cam ca un 4. Na, 2 shot-uri. Deci, pentru mine, 0 direct. Da. Kitul este foarte popular, foarte bine vândut și mulți oameni și-au pus încrederea în el. Nu am văzut foarte multe defecte. Nu prea am văzut defecte. Uh-huh. Marele lui minus... sau slăbiciune, da, constă în cartuș. Ok. Ai văzut cartuș cum îl scoți? Se slăbesc piciorușele alea care țin căpăcelul ăsta negru și trebuie să-ți cumperi cartuș. El, teoretic, ar trebui să fie un dispozitiv la care schimbi doar rezistența. În practică, la 3-4 rezistențe sau în funcție de cât de agresiv ești, ai schimbat și un cartuș. Bă. Se găsesc. Nu sunt scumpe, nici unele, nici altele. Da, dar podurile de genul ăsta, poduri, pentru mine, ăsta e, nu îi dă o utilizare îndelungată, ca un mod, de exemplu. Adică să consumă la propriu, să la duce. La 3-6 luni ți-ai cumpărat unul nou. Tot ce înseamnă așa. Da. Eu cam așa le recomand clienților. Adică nu văd nicio problemă. Și plus că eu am o problemă, cartușele alea, indiferent de cât de des să schimbă rezistența sau așa, indiferent de cât de mult îl cureți și îl speli și ai grijă de el, la un moment dat cam trebuie schimbat, că deja am... De bine, aburul e călduț un pic. Ce trebuie. Nu e rece. Da, nu, e ok. Niște tărie are. Okay. Pentru mine, eu simt bine șasele meu. O fi 10-11 W aici? Cam așa? 0.8 cu cât de bateria. Deci acum, pentru că e plină, are destul. Da. Înspre 12-13, spune eu la cât e de cald. Am deci, și tras din el. Dacă
dă cât are în baterie. Da. Deci important este să-l folosim cât mai încărcat, ca să beneficiem. Cât mai încărcat, merge folosit în timp ce se încarcă. USB-C-ul acum e nou standard, se găsește peste tot. LED-ul ne indică cu verde, albastru, roșu când ar fi bine să o încărcăm. 1, 2, 3, 4, 5, pornit, oprit, ca la orice alt dispozitiv. Și poți să tragi din ea fie automat să n-apeși pe nimic, fie să apeși pe buton. Și e la fel, același lucru. Și este același lucru, da. Mie îmi place foarte mult. Înțeleg de ce lumea e nebunită după ea, pentru că 150 de lei pentru un pod sexy, te duci la nuntă cu el. Da, da. Nu arată rău. Da, nu, e ok, merge, e ok și merge bine. Da. Îi înțeleg. Aroma e ok. Îi înțeleg. E prezentă. E în regulă. Dacă îți trebuie într-adevăr un pod, Calibur G intră pe lista mea de recomandări personal. Da, e un pod reușit. Da, cam asta a fost jucăria. Foarte multe nu o să fie de spus și nici n-au fost ce de spus. Ce să spui? E bun sau nu e bun? E bun. E bun, se recomandă începătorilor. Cât e o rezistență de aia, mi-ai spus tu? Ia vezi, dacă eu sunt... La Related aici, dar nu... Trebuie să spui acolo. Da, eu am mai pus link-uri pe la niște unele, dar n-am apucat să pun la toatele. Ia uite, 20 de lei o rezistență. De un om. Și de 0,8 e la fel. Și de 0,8. Ah, poți să ții și de un om și de 0,8? Da. Un cartuș de calibru... G, mai sus. Mai sus. Mai... asta. 17,50. 17,50. Mhm. Oh, nu e rău. Nu e rău deloc. Kitul vine cu un cartuș și cu două rezistențe plus cablu USB-C. Fair enough. Decent. Da. 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 E ok. Și mai ales că, din câte observ aici, că sunt pe site-ul Smogmaniei, Smogmaniului, poți să-l iei și îl iei cu transport gratis, ceea ce... Da, la 99 de lei transport gratis. Ceea ce și fii atent avantajos. Că dacă ești băiat golan, da? Maxim de golan, da? Și se recomandă să fii. Mai pui 3 rezistențe, un cartuș. Da. S-a făcut 2 milioane. Și îți dau un lichid gratis. Și ceri smutere grec. Perfect. Și spui și 2 șaturi. Păi da, păi 150... Te 2 șaturi și este, cum îi place lui Goku, că e extra aromă. Că pui doar 2 șaturi, ești un pic mai tare, se duce mai sus de 6 mg și ai și extra aromă și vezi că e din vise... Apropo, smutere, cred că am vapa noi acum. Da. Foarte corect. Recomand cu căldură. Asta a fost. It's a wrap. Până data viitoare, vrem să vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit, să intrați pe Academia de Jucat YouTube, în caz că n-ați intrat până acum, să-l urmăriți pe Gogo pe Instagram, pentru că se bucură ca un copil mic când mai primește un ce-i mai acolo, like, ador, follow. Follow, da. Follow. Și vrem să vă anunțăm că Academia de Vapat are și TikTok. Da, are TikTok și fanii se ocupă de el. Nu, Gogo a spus că se ocupă de el pentru că cu copiii toate cele, dar dacă descoperiți că nu avem TikTok, pentru că nu avem. Da, nu avem. Puteți să ne urmăriți pe Discord. Da, avem Discord, dar mai important de atât, dacă vreți să vedeți niște chestii absolut interesante și fascinante și foarte utile, da? Intrați pe YouTube pe canalul lui colegul meu Ștefan Tău. Ah, da, da, da. Și da. Acolo face și unboxing și desfaceri de cutii și fără vorbe și poți să te uiți fix la ce vrei tu acolo. La și ce te interesează. Exact ce este important. La televizor. Și setup-ul și mai și important tot. De atât, fii atent. Outro-ul să fie odată. Outro-ul e mai lung decât tot clipul. Tot ce contează. Oricum n-am mai văzut de mult clipuri de la noi. Grup pe Facebook. Academia de Vapat. Și dacă intrați pe grup acolo, sunteți băieți cu minți, prindeți și bazar. Dar mai greu. Până una alta, din partea mea, Alex Gogo, vă pup. Și din partea mea, Ștefan, sau Fane, și eu vă pup. Și împreună la Academia de Vapat. Vă urăm toate cele bune. Ne vedem joi. Pa, pup, pa.